Asta este tot ce a mai rămas din fosta fermă de stat din comuna Bascov. Ferma unde erau crescute ovinele. Bineînțeles, acum totul este în paragină. Totul este ruină. Nimic nu mai este funcțional. Totul a fost furat și distrus. S-au distrus halele, s-au distrus clădirile administrative. Și tot ceea ce alcătuia acest complex de creștere a oilor. Așa a ajuns și așa arată după 30 de ani de democrație. Democrație pur românească. S-a furat tot ce s-a putut fura. Am rămas doar pereții din beton turnat, pentru că pe aceștia nu a putut nimeni să-i surpe și să-i ia acasă. Așa cum se vede, dezastru total. Acesta este încă un exemplu de bune practici. Așa înțelegem să păstrăm patrimoniul, așa înțelegem să păstrăm ceea ce am moștenit. Dar, din păcate, așa se distruge, nu se păstrează. Încă o victimă a privatizării, specific României. Paragină totală, părăsire 100%. Încheiem aici acest scurt material de prezentare. Iar voi, gândiți-vă bine la ceea ce am avut și ceea ce am moștenit și cum am înțeles să păstrăm această moștenire. Să mai luăm un cadru și de pe partea cealaltă, dar este greu de pătruns. Au crescut mărăcinii mai mari decât locațiile în sine. Da, atât pentru astăzi. Multă sănătate și aveți grijă de voi.